seara, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii mei din UMFST. UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș este preocupată de modernizarea învățământului superior, de extinderea ofertei educaționale și de adaptarea programelor de studii la nevoile de pe piața muncii. În acest sens, universitatea anunță intenția de a deschide programul de studii de licență psihologie în anul universitar 2024-2025, program care va funcționa în cadrul Facultății de Științe și Litere Petru Maior. Programul de studii psihologie se diferențiază de alte programe din țară prin accentul pus pe interdisciplinaritate. Vom afla în minutele următoare mai multe detalii despre acest nou program de studii de la invitații din această seară, domnul profesor universitar dr. Giordano Altaroții, decanul Facultății de Științe și Litere Petru Maior și domnul conferențiar universitar dr. Cosmin Popa, coordonatorul programului de studii Psihologie. Bună seara și bine ați venit la UMFST Live! Bună seara! Bine, bine ați venit. Așa cum spuneam domnule decan, facultatea dumneavoastră pe care o conduceți în ultimii ani a avut această strategie de a adapta programele de studii la nevoile de pe piața muncii, a, a dezvoltat o a, strategie de a moderniza învățământul superior și practic și acest nou program de psihologie se regăsește în strategia facultății. Vă rugăm să ne spuneți ce demersuri s-au făcut în ultimii ani în acest sens. Da, cum ați, cum ați, amintit, Facultatea de Științe și Litere Petru Maior, în ultimii patru ani, începând de cu anul 2020, a intrat într-un proces profund de revizuire a ofertei sale educaționale, atât din punct de vedere a programelor de studii deja existente, pentru care s-au introdus o serie de schimbări de concept și nu numai de forma, cât mai ales din perspectiva îmbogățirii ofertei educaționale. În sensul acesta, deja din 2020 s-au -au, realizate și au fost deschise programe de studii noi în specializări, în domenii în care deja aveam programe de studii și aveam expertiza, comunicare și medie emergente, de exemplu, care s-a alăturat în domeniul științelor comunicării programului preexistent de comunicare și relații publice. Uh, limbile moderne aplicate au fost extinse de la două limbi la patru limbi, cu o posibilitate și o paletă foarte largă de uh, combinații dintre, uh, dintre limbi moderne, dar și cu un uh, curriculum curicul, de studii. Mult mai modernă, mult mai aplicată și orientată spre elementul practic și spre nevoile și tendințele actuale ale pieței muncii. La nivelul studiilor de masterat, de asemenea, au fost introduse o serie de programe de studii noi, atât în domeniul istoriei, în care ne-am orientat spre componenta de turism cultural. Ținând cont de faptul că România are un patrimoniu extrem de bogat și divers, eh, divers aproape unic în, în contextul european, și care încă din multe puncte de vedere nu era exploatată și nu este exploatată în continuare, inclusiv la, din punct de vedere economic. De aceea am ținut în cadrul acelui program să introducem discipline, o, inclusiv de management, de marketing și așa mai departe, pentru că sunt o componentă până la urma de promovare a patrimoniului ca acesta pe urma să fie valorificată. În domeniul filologic ne-am orientat spre componente de scriere creatoare și de compoziție digitală. ținând cont de faptul că în lumea contemporană trăim în două medii, paralele mediu real și mediul virtual, fiecare dintre ele având caracteristici diferite, inclusiv din punct de vedere al comunicării orale și scrise traducere pe parte de limbi moderne mers spre traducere multimodală, deci diferite tipologii de traduceri aplicate, pornind în primul rând de la uh, nevoile lumea actuale, tocmai ținând cont de dezvoltarea mijlocelor de comunicare de masă și de diversificarea lor în sensul de traducere pentru persoane cu deficiențe de auz, persoane cu altfel de dizabilități care nu le permit accesarea formelor tradiționale și am mers în această direcție. Ultimul din punct de vedere al studiilor de masterat în domeniul sănătate de data aceasta, dar tot în cadrul facultății noastre, este masteratul de medico Humanities, care uh, aduce o componentă, componenta umanistă, uh, să colaboreze și uh, să se, se apropie de uh, domeniul medical, de domeniul sănătate și de sistemul de sănătate, mai degrabă, uh, încercând de să reechilibram raportul dintre componenta tehnică atului medical și componenta, se zice, de tratarea omului dintr-o perspectivă holistică, atât fizică cât și, să zicem, spirituală și psihică. Din punctul acesta de vedere, tocmai mergând și dezvoltând această direcție a științelor socio-umane, de fapt, și ale artelor și spectacolului, aplicate sistemului medical și domeniului sănătății, Vine foarte bine noul program de studii pe care practic îl lansam astăzi public, este cel de psihologie, care reprezintă o componentă al care noi credem foarte mult și care rezultată de fapt din ceea ce a permis fuziunea care a fost realizată dintre Universitatea de Medicină și Farmacie și Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș, în anul 2018, care ne-a permis, tocmai cum am mai avut ocazia să spun de multe ori, să creăm sinergii, să punem împreună elemente comune. Într-o emisiune anterioară, chiar dumneavoastră, m-ați întrebat care sunt noile direcții la care vă gândiți. Una dintre acestea era tocmai psihologie. Aveam puțini psihologi, fiecare. Acum avem un număr de psihologi, de specialiști în psihologie, suficientă pentru a putea porni un, un program de studii de licență cu perspectiva sigur pe care ne o propunem într un termen nu foarte lung, în realitate de a uh, deschide și un program de studii aprofundate la nivel de masterată și ulterior de ce nu și un domeniu de doctorat. În momentul de față ne aflăm în faza de autorizare provizorie, așa cum cere metodologia Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Aceasta este prima etapă, cea de autorizare provizorie. Ulterior o să intrăm după ce vom avea și primele generații de absolvenți, o să intrăm în faza de acreditare și din momentul acela orice posibilitate de dezvoltare viitoare va fi posibilă. Ce este stadiul actual? Motivele sunt cele pe care le-am amintit. De fapt, face parte dintr-o politică constantă pe care o avem la nivel de facultate și, evident, la nivelul de universitate, pentru că strategia facultății, până la urmă, trebuie să corespundă și cu cea de dezvoltare instituțională la nivelul său general. Iar, în sensul acesta, sigur, psihologie va fi, este ultimul program de studii pe care îl, îl propunem din punct de vedere cronologic, nu va fi și ultimul pe care îl vom propune, pentru că alte vor veni uh, cu siguranță în uh, următorii ani. Vor veni pe parcurs. Uh, vă rugăm să ne faceți o, o prezentare a acestui nou program de studii, de licență, cu durata de trei ani. Uh, în primul rând, mulțumim pentru invitație. Uh, ce vreau să vă zic? Acum, în momentul în care am elaborat, de fapt, întreaga curiculă, întregul program de studii, până la urmă, am analizat uh, oportunitatea. Și mi-am dat seama, de fapt, din practica mea clinică, din cea de supervisor, faptul că, în momentul de față, în România, o mare problemă a studenților la psihologie se leagă de accesul în clinici de specialitate, în diferite companii și așa mai departe. De urmare, am plecat cumva de la o premisă practică. Ce ar trebui să facem în așa fel încât să le oferim viitorilor noștri studenți? posibilitatea să bine foarte bine elementele teoretice care sunt normal necesare până la urmă în formarea unui student cu cele de natură practică. Și dacă stau bine să mă gândesc de fapt, în momentul în care am început să facem această analiză de piață, ne-am dat seama că cu siguranță de fapt în această zonă Până la urmă, dacă vom îmbina mai multe elemente care țin de partea medicală cu cele care țin de partea de psihologie, și nu mă refer neapărat la psihologia clinică până la urmă, dar gândiți-vă că există și alte specialități, psihologie clinică, psihoterapie organizațională, psihologia muncii, psihologia securității naționale și așa mai departe. Deci, cu alte cuvinte, toate specializările din psihologie vor fi acoperite, bineînțeles, la nivel bazal, pentru că vorbim despre licență, cu anumite elemente care țin de îmbinarea armonioasă a tot ceea ce înseamnă, de fapt, teoria modernă, practica modernă cu aplicabilitatea practică în diferite clinici și în diferite unități cu care universitatea are deja încheiate diferite protocoale. Deci cam asta este o particularitate până la urmă, dacă vreți să discutăm cumva despre particularități. Și, bineînțeles, trebuie să mergem mai departe, pentru că în momentul în care am elaborat, de fapt, acest, acest program de studii, am avut cumva aportul sau, hai să spunem, supervizarea colegilor noștri din Statele Unite, cu care noi avem o colaborare îndelungată și ne-am focusat un pic să vedem care este direcția de fapt. Ei unde merg? Ce vor să obțină de fapt? Care este tendința internațională de formare a studenților în psihologie? E un lucru frapant pentru că am observat faptul că apar din ce în ce mai multe elemente din medicină până la urmă. Uh, psihologia viitorului va fi, de fapt, o psihologie în care se va pune baza pe partea legată de partea biologică. Aici am să de fapt, partea genetică, epigenetică, neuroștiințele, bineînțeles, partea psihologică, pentru că, de fapt, e extrem de importantă, și, după aceea, partea socială, adică, cu alte cuvinte, uh, implicațiile din societate sau, hai să spunem așa, trigării care pot influența viața unui om din societate. Și atunci, da, aportul va fi sau, mă. Rog, Abordarea va fi una biopsie socială, pentru că asta este abordată la nivel internațional, dar imaginați-vă de fapt cât de mult ne permite logistica prezentă deja în cadrul UMF-ului. Noi deja avem o rețea foarte bine formată. Dacă ne uităm în momentul de față la studiile din domeniu, observăm faptul că a cam trecut vremea aceea în care oamenii măsoară pre- și post-test nivelul unei intervenții, eficacitatea ei într-o anumită tulburare, cum ar fi depresia, spre exemplu, nu? Tendința este de a căuta acele polimorfisme, acele gene candidați, să vedem de fapt care, care, este cauza problemelor? Pentru că noi știm foarte multe despre simptome, despre manifestări de clinice, nu știm foarte multe lucruri legate de cauzalitate. Cauza, ca în cazul, uite, de exemplu, în cazul cancerului, spre exemplu, noi avem niște polimorfisme, ce gene candidat, puteți să spunem dacă cineva are riscul de a dezvolta cancer sau nu. În partea de psihologie, în partea de psiatrie, din păcate, nu avem aceste informații. Și atunci, bineînțeles că, de fapt, avem o zonă în partea biologică, care va fi acoperită de către colegii noștri de la medicină, care au o experiență bogată, de fapt, în aceste domenii, că vorbim despre genetică, că vorbim despre epigenetică, că vorbim despre neuroștiințe și așa mai departe, sau uh, despre fiziologia aplicată în psihologie, e clar că, de fapt, aici există de fapt o competență deja dovedită în plan național și internațional a colegilor noștri de la medicină. Partea de psihologie, noi suntem aici o grupă, dacă zic așa, în cadrul departamentului, o echipă care deja ne-am format și noi în diferite stagii, în străinătate, adică înțelegem foarte bine ceea ce se întâmplă în alte țări, care este tendința și mai mult decât atât avem foarte multe colaboră colaborări cu oameni din țară sau din străinătate, oameni care deja și-au dovedit competența în domeniul lor în care practică. De urmare, cred că de fapt această direcție pe care noi noi intenționăm, de fapt, să o integrăm în acest, în acest program de studii. Ne va ajuta foarte mult, dar mai mult decât atâta. Vom crea profesioniști în raport cu cerințele pieței muncii. Pentru că imaginați-vă, de fapt, dacă vreți, putem să mergem cumva într-o comparație. Cum arată lumea noastră înainte de pandemie? Cum arată lumea noastră după pandemie? Gândiți-vă cât a crescut prevalența depresiei și anxietății după ce am ieșit din pandemie. Da? Și în, cadrul, nu, și în momentul pandemiei, aceste prevalențe erau cumva pe creștere. Și atunci e clar că, de fapt, e nevoie să formezi profesioniști care să aibă acces, în primul rând, la ce? La o bază teoretică solidă, în care să învețe, de fapt, noile modele, noile protocoale, din specialitatea pe care vor să urmeze, sau care simt că au cumva chemare, tragere, și, de asemenea, să le ofer de fapt, o logistică, o bază materială în care ei să poată să aplice acele modele conceptuale într-un într setting practic. Eu cred că, de fapt, această interdisciplinaritate de care, pe care o la început, asta este foarte importantă și este un atu al programului de studii pe care noi îl vom dezvolta în, în, viitorul apropiat. Mă bucur că ați menționat de psihologia <coughs> viitorului, de că ați readus în discuție interdisciplinaritatea. Prin ce se va diferenția acest program de studii de alte programe similare din țară? Dacă ar fi să mă refer așa la un, la un pilon, dacă doriți, da? în primul rând m-aș referi la partea clinică, pentru că acolo eu, ai o cel mai bine, clinica, psihoterapia, dar o să mă refer și la celelalte specialități. Um, Gândiți-vă de fapt, în momentul de față, câte persoane se confruntă cu durerea cronică? În întreaga lume, durerea cronică devine o problemă din ce în ce mai acerbă. Stilul nostru de viață, sedentarismul, faptul că stăm în fața ecranelor, faptul că nu facem sport, faptul că mâncăm de sănătos, toate ne afectează, de fapt, partea aceasta legată de, de, de sănătate. Și atunci, un element important se va referi la această parte legată de um, terapia durerii, spre exemplu. E eu, 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 o, o, un exemplu care vine acum în minte terapia durerii, pentru că terapia durerii nu înseamnă doar partea legată de medicație, nu înseamnă doar legată de partea legată de fizioterapie, terapie și așa mai departe, înseamnă de fapt un aport psihologic foarte important. 2. Gândiți-vă la partea de fiziologie. E un exemplu pe care îl dau de fiecare dată. Oamenii vin în terapie și în settingul terapeutic sau în settingul clinic întâlnim oameni cu tulburări de panică. Oamenii când fac tulburări de panică, foarte mulți dintre ei ajung unde? în serviciul de urgență. Din ce motiv? Pentru că în momentul în care faci un atac de panică, atacul de panică înseamnă izbitor de mult cu ce? Cu infarctul miocardic. Bun, acum imaginați-vă că de fapt un psiholog întâlnește o astfel de, un astfel de pacient și primul lucru pe care ar trebui să facă, în afară de faptul că e nevoie să separe de fapt care sunt simptomele specifice a at atacului de panică care sunt cele specifice, nu știu, infartului, ar trebui în primul rând să refere, să trimită de fapt pacientul către un medic pentru investigații medicale. Vedeți, partea aceasta noi nu am avut-o. Eu a trebuit să stau multe ore în fața uh, cărților, să citesc foarte mult, să mă documentez, să particip la cursuri pentru a învăța lucrurile acestea. Acest studenți nu, nu vor trebui să le învețe după ce vor termina facultatea sau masterele, ci le vor învăța în cadrul programului de studii, pentru că e foarte importantă partea medicală, partea fiziologică, partea de organicitate, e, e, o, e o chestiune pe care nu se pune accentul în momentul de față în foarte multe centre universitare. Există centre universitare care, da, acolo încă se lucrează într-o anumită direcție, dar sunt foarte multe direcții care încă nu sunt acoperite. De urmare, din punctul meu de vedere, biopsiologia, fiziologia aplicată în partea legată de psihologie. Și aici vreau să fac niște niște uh, precizări. Nu mă refer la psihofiziologie, mă refer la fiziologie, adică exact ceea ce vă spuneam anterior, legat de felul în care corpul uman funcționează, legat de, de particularitățile uh, organice ale fiecarei persoane, uh, funcționale. Și atunci vă dați seama că, de fapt, sunt niște lucruri importante. Mai mult decât atâta, vin în Statele Unite, mi-am dat seama că, de fapt, și partea legată de. Farmacoterapie e importantă pentru noi ca psihologi. Atenție, nu psihofarmacologie, pentru că nu ne referim doar la partea de psiatrie, dar gândiți-vă câte medicamente, de la un simplu antibiotic, sunt, în câte prospecte ale medicamentelor care sunt prescrise de către medici, există de fapt efecte secundare care țin de partea psihică. În foarte multe, psihologul trebuie să recunoască lucrurile acestea. Nu are cum să le recunoască. Eu nu pot să pregătesc un psiholog, chiar dacă le știu cumva la nivel de practică, eu nu pot să pregătesc un psiholog pentru a identifica astfel de simptome. E nevoie de un farmacist. Noi avem facultate de farmacie. Deci, vedeți, toate aceste lucruri sunt bine gândite și integrate, de fapt, într-un sistem în care îi vor oferi, de fapt, absolventului foarte multe cunoștințe, dar nu doar cunoștințe, de printre, în primul rând, pentru a face față provocărilor viitorului în acest domeniu. Domnule decan, după ce am... am... Trimis, după ce am anunțat, de fapt, primul comunicat, intenția universității de a deschide acest nou program de studii, au venit foarte multe feedback-uri și reacții pozitive, și oamenii au, au fost foarte curioși de ceea ce va urma. Și acum, foarte multă lume se întreabă uh, despre admitere, despre calendarul admitere, în ce va consta admiterea. Uh, cred că este important să le spunem celor care ne urmăresc câteva date în acest sens. Da, admitere se va realiza cu cea mai mare probabilitate deja din, din luna iulie. Cum spuneam, dosarul de autorizare este deja depus la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Așteptam, a fost numită deja comisie, așteptam să vină uh, vizita de evaluare, dar uh, nu avem uh, emoții din punctul acesta de vedere. Așadar, putem să spunem cu un grad uh, ridicat de, uh, de încredere că uh, vom putea porni uh, deja admitere din sesiunea din, uh, din iulie. Uh, admiterea se va realiza ca în mare parte din programele de studii pe care le gestionăm la nivel de facultate, pe bază de dosar, ținând cont de media generală de absolvire a anilor de studii și de combinată media aritmetică dintre aceasta și media la disciplina relevantă pentru programul de studii care, pentru a fi una comună, a fost ales ca fiind de limba română pentru clasele a 9-a 11-a și una și alta, deci este vorba de fapt de, de evaluarea de, de o evaluare, de o, de o ierarhizare a candidaților în funcție de performanțele lor școlare anterioare, care să nu țină contă doar de examenul de bacalaureată, pentru că acela este un punct fix, se dă da o singură dată, rezultatul poate fi influențat de mulți factori Uh, și în mod pozitiv, și în mod negativ, în egală măsură, dar nu reflectă întotdeauna și valoarea reală a, uh, a elevului și a viitorului student. Pe când perioada lungă de studii pe de, de, din anii liceului da o situație mai obiectivă și mai, tot mai, de, mai lungă durată. Uh, acestea sunt criteriile de admitere. Admiterea va fi în iulie, se va realiza. Exclusiv pe baza platformei de admitere care este disponibilă pe platforma adminfo.mefst.ro. Acolo vor fi încărcate toate documentele necesare, se poate efectua plata taxelor, care sunt taxe modice, dar necesare până la urmă, taxele de înscriere la, la concurs de admitere. Se vor putea plăti uh, în mediul uh, online, direct cu cardă sau prin viramentă bancar, Deci avem uh, aceste, aceste facilități, ceea ce uh, permite, de fapt, depunerea dosarului într-un mod permanent în această săptămână, grosso ca, în care este perioada de, uh, de înscriere. Urmând de pe urma, sigur, să fie ierarhizarea, afișarea rezultatelor și așa mai departe, și confirmarea locurilor din partea celor care uh, au fost selectați în prima etapă. Vom mai anunța și noi și, de fapt, pe această cale le spunem celor care ne urmăresc că toate informațiile și noutățile vor fi publicate pe platforma pe care ați amintit-o și dumneavoastră, advininfo.ro, umfst.ro și îi îndemnăm pe această cale să viziteze periodic site-ul universității. Revenind la partea de organizare a programului, cum se vor realiza și unde se vor realiza stagiile clinice și practice, dacă există colaborări, parteneriate cu anumite instituții de profil, cum ați gândit în, în acest sens? Sigur, aici deja e o întrebare comună, cred că de fapt da. această întrebare, dar ceea ce noi ne-am propus este să asigurăm de fapt studenților noștri Accesul la majoritatea clinicilor din Târgu Mureș. Pentru că vedeți, psihologia clinică sau medicală sau uh, a sănătății, pentru că na, sunt mai multe paliere pe care noi putem să lucrăm, uh, implică de fapt lucruri cu mai multe tipuri de pacienți. Adică, în primul rând, tu trebuie să fii obișnuit să lucrezi de fapt și cu un pacient cu probleme de natură psihiatrică, dar trebuie să știi să abordezi și un pacient cu probleme de natură oncologică. De urmare, pe partea clinică. Și aici eu insist foarte mult ca acești studenți să aibă acces de fapt și să lucreze de fapt în mai multe clinici pentru a vedea de fapt în, în acele stagii practice cum se lucrează și cum se abordează de fapt un pacient în funcție de patologia cu care se confruntă mai mult decât atât, bineînțeles că de fapt avem și departamentul compartimentul care ține legătura cu piața muncii și atunci avem foarte multe col colaborări cu diferite companii, nu? Și aici mă refer la psihologia muncii și organizațională, în care din nou studenții noștri vor avea acces și mă refer la companii de top din Europa care au diferite francize în România. Deci, din nou, acolo e, parte, e o parte foarte importantă. Gândiți-vă doar la un concept nou, cel de, de, de psihologia antreprenorială. Adică, pe lângă faptul că înveți cum să testezi personal într-o organizație, te gândești, de fapt, ce înseamnă, de fapt, un business, până la urmă, și cum să ajungi de fapt, nu știu, să fii integrat, cumva, ca psiholog în cadrul unei companii. E un alt avantaj major. Pe partea de educațională, în psihologie educațională, avem, cel puțin la la Științe și Lidere avem o grămadă de posibilități în care stânții noștri pot merge să facă practică, să interacționeze cu, cu studenții. Deci, din nou, sunt foarte multe avantaje. Iar din perspectiva... Psihologia aplicată, de fapt, în siguranța națională și în ordine publică, acolo, de fapt, va trebui să dezvoltăm probabil parteneriate în viitor uh, și aici, de fapt, practica se face în penitenciare sau în diferite instituții ale statului, nu? Cum ar fi poliția sau alte jandarmerie, și așa mai departe. Dar aici va trebui să dezvoltăm parteneriate și ăsta este, de fapt, un proiect pe care îl avem în momentul de față în, în vedere. Uh, ceea ce vreau să adaug încă vis-a-vis de, uh, -vis de partea practică este faptul că această parte practică, pentru că vorbeam despre partea teoretică, da? Gândiți-vă că noi am ales pentru fiecare disciplină pe care o vor preda uh, profesorii noștri, noastră noastre didactice, am ales de fapt oamenii care în momentul de față sunt foarte bine cotați pe piață. Dacă vorbim despre colaboratori externi, atunci ne-am uitat un pic ok pe, nu știu, psihologia personalității, cam cine e cel mai bun din țară, Guillaume de cine e preocupat de această zonă, cine are foarte multe publicații în zona respectivă. Dacă vorbim despre psihologia muncii, organizațională, la fel, cine este aici de fapt persoana care este în momentul de față. Foarte bine pregătită și pe parte practică, și pe parte teoretică. Și atunci, da, cred că am ajuns la un concept foarte important. Am încercat să căutăm oameni care au cumva expertiză și în partea practică. Știți, tendința a fost una în care, până la urmă, în mai multe domenii, erau oameni care predau și psihologia, inclusiv psihologia, și care erau, erau teoreticieni. Dar nu aveau acces la partea practică. Și asta, din punctul meu de vedere, e un mare minus. Pentru că tu nu poți să vii în fața unor studenți. Imaginați-vă la medicină, cineva care predă cardiologia și vine în fața studenților și le citește din cărți sau le, po le povestește lucruri care țin de, nu știu, de partea teoretică sau de cercetări. Ok, bun, omul ăla poate e un foarte bun teoretician, poate e foarte bun profesor, poate e foarte bun om de știință, de acord, dar dacă tu nu ai parte practică, cum poți să transmiți unor practicieni, de fapt, aceste cunoștințe? Și atunci, ne-am orientat, de fapt, ca cei care vin să predea, pe lângă partea teoretică, conceptuală pe care o au și recunoscută cumva de lumea academică, să vină și cu o parte de expertiză pe partea practică. Pentru că asta cea, la ce ajută? Când tu vii și prezinți studii de caz, când tu vii și prezinți de fapt situații cu care te-ai confruntat, le livrezi oamenilor niște rezolvări de probleme pe care după aceea le pot folosi unde? În setting clinic, când merg de fapt în clinică să facă practica, când merg la universitate să discute cu elevii parte de consiliere în carieră, când merg la penitenciar și așa mai departe. Adică, vedeți, toate lucrurile astea sunt, sunt bine gândite și atunci eu cred că de fapt este foarte important să, să, reținem că noi toți cei care vom activa de fapt în această facultate avem o practică, nu doar academică sau în cercetare, ci și o practică clinică sau de altă natură foarte, foarte solidă. Da, acesta de altfel este și orientarea pe care am încercat să o dam tuturor programelor de studii, dar în psihologia, evident, aplicabilitatea practică este mult mai ridicată și, de altfel, domeniile pe care le-a descris colegul Cosmin Popa sunt cele în care se și resinte o lipsă de personală sau chiar de poziții create. Foarte greu găsim în spitale psihologi, foarte greu găsim și foarte greu se găsesc că psihologii dispuși să lucreze în sistemul de educație. Școlile teoretic ar trebui să aibă un psiholog școlar, dar nu, deseori poziția este vacantă. Și atunci, uh, și uh, fetele le vedem, le vedem din, din cronaca, din faptele de cronaca care, uh, care sunt din ce în ce mai dese și care privesc uh, inclusiv uh, dificultatea de gestionarea comportamentului elevilor în raportă cu profesorii sau viceversa, inclusiv a cadrelor didactice în raportă cu, uh, cu elevii. Uh, uh -huh. Sunt direcții spre care trebuie să, uh, să ne dezvoltăm, spre care trebuie să mergem nu ca instituție ci ca societate. Uh, alte probleme de, de tip nou vor veni uh, și cu care România poate nu este încă pregătită să se confrunte. Unele deja devin mai, uh, mai evidente. Fenomenul drogurilor, care înseamnă, pe de o parte, uh, tratarea uh, adiției, tratarea dependenței, dar și prevenirea ei, care necesită o componentă psihologică spre care va trebui și uh, intenționăm să ne orientăm și să ne dezvoltăm. Un alt fenomen nou care va veni care începe să fie deja manifestă, dar care va deveni mult mai clară în anii care urmează, este cel al migrației și a tratării problemelor, inclusiv de natură psihologică, din perspectiva tocmai acestui fenomen: a migranților care ajung într-un mediu diferit, vin cu o cultură diferită. Trebuie să se adapteze la un mediu pe care nu-l cunoscă și pot dezvolta anumite simptomatologii, inclusiv de natură psihologică. Toate aceste elemente, sigur, vor deveni elemente de sistemă. Până la urmă, sistemul de țara, să zicem așa, va trebui să se adapteze la aceste provocări de tip nou și noi încercăm să anticipăm puțin lucrurile, să pregătim acei specialiști care în viitor vor fi atât de necesari pentru a oferi o răspuns satisfăcător la aceste la aceste provocări. Din discuția cu dumneavoastră au reieșit multe motive pentru care un viitor student ar trebui să vină să studieze la UMFST Psihologia. Aș dori să vă rog să le enumerăm așa cu, cu liniuță cele mai importante motive pentru care ar trebui să vină un elev absolvent de liceu, viitor student să studieze la Târgu Mureș la UMFST Psihologia. Îmi spun, în primul rând, uh, caracterul novator al programului de studii. Uh, Ceea ce a descris uh, colegul Cosmin Popa este, uh, este absolut. Uh, este real și uh, este uimitor din multe puncte de vedere. Au fost multe discuții pe care le-am portat uh, înainte să ne apucăm chiar la munca concretă, și în timpul uh, în care elaboram programul de studii îl proiectam. Uh, și de fapt am avut o, o sintonie foarte bună din acest punct de vedere, cu privire în special la aplicabilitatea practică și la direcțiile pe care dorim să le dezvoltăm, care, cum a reieșit și din discuția de astăzi, sunt foarte conectate la nevoile de moment, dar și la cele de viitor, ale viitorului imediat. Aceste, acest caracter nou această aplicabilitate practică și această orientare spre uh, aplicare practică a uh, să zicem a noțiunilor teoretice pe care evident programul de studii trebuie să le ofere. Uh, nu poate să fie doar o componentă practică lipsită de elementul teoretic, dar nu poate să rămână doar teorie. Trebuie să aibă și componenta practică și ce să este primul uh, element care ne diferențează și care de fapt uh, aș dori să-l duc în discuție Uh, și ca să răspundă la întrebarea dumneavoastră, acesta este primul și principalul motiv pe care, uh, pentru care aș îndrena un tânăr astăzi să vină uh, la programul de studii de psihologie de la Târgu Mureș. Și tot, tot legat de partea de noutate și inovație... Uh, Spuneați la un moment dat despre aceste discipline noi, unele uh -huh. dintre ele chiar în premieră vor fi, vor fi studiate în cadrul programului de studii. Uh, poate că ar trebui să le readucem în atenția celor care ne urmăresc. Da, sigur. Uh, dar înainte, dacă îmi permite un decan, aș vrea să fac o, o dezvăluire așa în premieră. Uh, la aceste discipline, sau la o parte din aceste discipline, pe lângă colegii pe care am menționat puțin mai devreme, avem confirmarea participării la acest program de studii a trei profesori din Statele Unite și a doi profesori din Marea Britanie, oameni cunoscuți, de fapt, în domeniu și, așa cum am zis, care sunt pe același profil pe care noi îl căutam, foarte buni în, în partea academică, în partea de cercetare, dar și cu o practică uh, psihologică solidă. Și atunci, da, m-aș referi în primul rând la partea legată de terapia durerii, care înseamnă, de fapt, colaborarea cu tot ceea ce noi avem în momentul de față, medicina, balne terapia, în cadrul MFST deja. Da? După aceea avem partea de fiziologie aplicată în psihologie, cu partea și cu particularitățile clinice, practice despre care vorbeam și partea de biopsiologie, care înseamnă de fapt o, o biologie legată de comportamentul uman, dezvoltarea comportamentului uman, anumite coordonate care țin de felul în care zona ale creierului influențează anumite reacții. Deci sunt, sunt niște, niște direcții pe care noi le avem în, în vedere, patru direcții importante. Dar pe lângă acestea, bineînțeles, mai sunt și alte direcții secundare care deja, de, deja de, de ceva vreme suntem implicați în tot ceea ce înseamnă partea legată de psiopatologie, psiatrie și așa mai departe. Și pentru că ne apropiem de finalul discuției, aș v-aș ruga pe fiecare dintre dumneavoastră să transmiteți un mesaj final pentru viitorii candidați la admitere la psihologie. Domnule decan. Un uh, mesaj de sfârșit, de încheiere pentru viitorii candidați este sigur ce că uh, așteptam uh, să vină. Uh, cu siguranță uh, vor fi mulțumiți de ceea ce vor primi din partea acestui program de studii și în general de programele de studii pe care le organizează și gestionează uh, facultatea noastră. Uh, în egală măsură, Așa cum a reieșit, de fapt, de întreaga discuție, programul de studii nu va fi unul ușor. Va fi un program de studii de la care avem pretenții, atât din partea cadrelor didactice, dar ne așteptam la seriozitate și din partea elevilor nu va fi, și a viitorilor studenți. Nu va fi un program de studii uh, făcut pentru a avea studenții, ci pentru a avea calitate. Nu ne propunem. Uh, neapărată cifre spectaculoase, deși cifra de școlarizare pe care am propus-o este foarte ridicată. Avem resursă umană cu care să o acoperim, însă dorim foarte multă calitate. Cine va veni la noi va găsi calitate <gângălță> Va trebui să știe că trebuie să și muncească, pentru că doar așa pot să vină rezultate, nu doar cele pe care noi ne le așteptam, ci cele care sunt necesare pentru ca România să se poată dezvolta într-un mod uh, sănătos și să răspundă cu uh, brio la provocările cu care se va confrunta pe viitor. Domnule Conferențiar, eu cred că, în primul rând, uh, să vină cu încredere către noi, și primul pas pentru a reuși să faci ceva este să începi. Deci, cu alte cuvinte, să înscrie cu încredere și cu siguranță vor fi mai mult decât mulțumiți și sunt fer convins că această viitoare facultate, prezent program de studii, le va îndeplini toate nevoile și trebuințele pe care le au în a deveni foarte buni profesioniști în domeniu. Vă mulțumesc pentru întreaga discuție, v pentru prezență. Noi. Le reamintim încă o dată celor care ne urmăresc informațiile privind cifra de școlarizare, calendarul admiterii și toate aspectele organizatorice vor fi publicate în timp util pe platforma dedicată admiterii adminifă.mfst.ru, pe site-ul universității și pe toate canalele de comunicare ale universității. Le transmitem mult succes în, în pregătire. Mulțumim. mult succes la admitere și dumneavoastră mult succes și până la următoarea ediție a emisiunii mei din nume FST vă dorim toate cele bune și la revedere!